Eu cred că botezul cu Duhul Sfânt este confirmat prin vorbirea în alte limbi, ca semn exterior, și bucuria ca semn interior. Cred că o exprimare mai completă ar fi că prezența Duhului Sfânt într-o persoană se poate manifesta prin unul sau mai multe daruri ale Duhului Sfânt, concomitent cu roada Duhului Sfânt. E drept că bucuria iese în față, dar ce, pacea nu e acolo? Dragostea nu se regăsește? Nu vine la întreg pachetul? Ba da! Pentru că în Faptele Apostolilor întâlnim nu doar vorbire în alte limbi, întâlnim și prorocii. Dar argumentul cel mai puternic pe care îl cred eu scriptural, că la botezul cu Duhul Sfânt trebuie să fie manifestări supranaturale, cu vorbirea în alte limbi, care e cel mai frecvent întâlnit, potrivit descrierilor biblice, dar și alte daruri. Repet, cel mai puternic argument este prototipul vechi testamental. Când a fost inaugurat cortul în pustie, spune Scriptura în Cartea Levitic, la capitolul 9, că după ce au fost așezate toate uneltele cortul la locul lor, preoții echipați și sfințiți, a fost inaugurarea lucrării. Și scrie în Levitic 9, versetul 23, Moise și Aron au intrat în cortul întâlnirii, când au ieșit din el, au binecuvântat poporul și slava Domnului s-a arătat întregului popor. Un foc a ieșit dinaintea Domnului și a mistuit ardere tot și grăsimile. Tot poporul a văzut lucrul acesta. Deci, momentul în care Domnul s-a mutat să locuiască în cort, în Sfânta Sfintelor, a fost dovedit printr-un act supranatural. Nimeni nu mai putea să conteste că Domnul nu e în cort. Toți l-au văzut când au venit. Fenomenul supranatural a fost prezent. Și aduc a doua mărturie, ca să fie după lege, doi martori, în cartea a doua a cronicilor, cu ocazia inaugurării templului de la Ierusalim, este scris în capitolul 5, dar eu citesc numai din 7, să fie pe scurt, cu 1. Când și-a isprăvit Solomon rugăciunea, s-a pogorât foc din cer și a mâis arde tot și jertfele și slava Domnului a umplut casă. Și Solomon a zis, Domnul vrea să locuiască în întuneric, văzând cadrul de acolo. Deci, din nou, prezența divină în locul preasfânt a fost evidențiată prin fenomene supranaturale. Așa s-a întâmplat și la cincizecime, când zice Petru că a turnat ce vedeți și auziți. Deci, dovada biblică a prezenței Duhului Sfânt într-un om se dovedește prin vorbire în limbi sau alte daruri ale Duhului Sfânt împărțite după voia sa. Dacă e doar așa o stare evlavioasă, e bine. Dar nu putem să afirmăm sau să confirmăm prezența divină, adică momentul în care omul devine templu al Duhului Sfânt sau locuința Duhului Sfânt, fără să apară supranaturalul cu ocazia venirii noului locatar. Revin la predica lui Petru. A zis, vă pocăiți, vă botezați și apoi veți primi darul Sfântului Duh. Dar de ce este nevoie de darul Sfântului Duh pentru cei pocăiți? Pentru că, dragii mei, noi încă suntem în carne și oase. Și după ce te-ai obișnuit 60 de ani să înjuri, nu știu, pe românești sau pe slovăcești, îți vine iară după o vreme. Dar Duhul lui Dumnezeu îți poate da putere, schimbă mintea, schimbă gândurile, gesturile și devii un om nou. Spunea apostolul Petru aici că-și făgăduința aceasta este pentru voi și pentru toți, oricât de mare număr va chema Domnul Dumnezeul vostru. Care a fost făgăduința? Scrie aici în Fapte, capitolul 1, versetul 4. Să aștepte făgăduința Tatălui, veți fi botezați cu Duhul Sfânt și când va veni El veți primi o putere. Să trăiți o viață nouă, să vestiți pe Domnul, Doamne, lasă peste toți cei prezenți Duhul Tău. Când vine Duhul lui Dumnezeu peste un om, știți ce înseamnă asta? Prea comanda ființei noastre. A fost luna aceasta în biserică din Bivolărie, județul Suceava, și se pune lângă mine unul din frații Mitri, cu un bătrân de 80 și ceva de ani,
Spune, frate, ajung greu la adunare, dar îmi place să vin. Și dintr-o dată începe să-mi relateze cum a ajuns el prima dată la adunare și cum a fost mântuit. Zice, era în anul 1956. În vremea aceea, părinții noștri, ei erau tineri atunci, evident, începuseră să umble la pocăiți. Noi, șase băietani, cum spun bucovinenii, am zis, băi, ce caută părinții noștri acolo, măi? Ne fac de ocară acum când noi suntem tineri. Și s-a întâmplat, cum știți, noaptea de înviere, merg oamenii, dar Dumnezeu peste toată familia aceea, Mitrică a lăsat un somn așa adânc, nu s-au trezit nici părinți, nici copii până a fost soarele sus. Când s-au trezit, bă, i-am ratat petrecerea de la înviere, distracții cu ouă, cu știți, cu toate, cu vorbe, slujba numai de formă. Ce-i de făcut? Părinții au zis, noi mergem la adunare, măi copii. După ce au plecat părinții, cei șase s-au înțeles, hai mergem și noi să-i potolim pe pocăiții ăștia să nu-i mai întulbure pe a noștri. Și s-au pus toți șase acolo pe o bancă, gata, gata să acționeze sau să reacționeze. Dar a venit un frate blând și eu invitam mai în față, zice, ce-a făcut, ce n-a făcut, așa ne-a aranjat, de nu mai rămas doi lângă o altă. Acum, fiind printre pocăiți ăștia, au început să se roage și să plângă. Și a venit o cercetare peste noi și ne-am dat seama că suntem păcătoși. Și am început să plângem bărbați, că tot ești așa înalți în toată firea. Și pe la 10 fără 20 plângeam deja toți. În ziua aceea, i-a chemat Domnul la pocăință pe toți șase. Și cu părinții, 8 s-au pocăit într-o zi. Și la scurt timp după aceea s-au pus să se roage și să primească Duhul Sfânt. Și povestea fratele când l-a botezat Domnul pe el cu Duhul Sfânt, 3 zile nu știa vorbi românește. Așa puterea a venit peste el și a mers la serviciu, lucra la CFR-ul. Și i-a spus șeful de tură, era un om foarte sever și răspundea în alte limbi. S-a speriat-o, ce gândește ăsta de mine, Doamne, că am nebunit. Îl întreabă colegul de pe tură, ăsta răspundea numai în alte limbi. Dar culmea, ăștia se uitau la el frumos, tot i-or da sarcini de servici. Zile în șir, săptămâni și luni s-a rugat și au spus, Doamne, ce-or fi gândit ăștia de mine? Eu mă întrebam pe românește și eu îmi venea numai să vorbesc în alte limbi, slăvea pe Dumnezeu. Și într-o zi când se ruga, Domnul i-a zis, fii liniștit, n-ai văzut că ei au reacționat normal? Eu pe ei i-am făcut să audă românește. Zis, de-aia nu m-a sesizat nimeni și nu i-a s-a părut nimic ne la loc. Dar frumusețea este nu doar că îi zbucnim și îl proslăvim pe Dumnezeu, cum scrie în Fapte 2, că spuneau lucrurile minunate ale Dumnezeu, sau în Fapte 10, că lăudau pe Dumnezeu în alte limbi. Acest Duh al lui Dumnezeu ne dă putere să trăim frumos. Și pe românește, în loc să blastem, de acum binecuvintezi. Și în loc să mai spui bancuri în slovacă, de acum o să cânți cântările astea frumoase afișate aici sus. Și alte cuvinte al lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Dragii mei, noi suntem carne păcătoasă, fără Duhul lui Dumnezeu nu ne putem duce pocăință. Să nu credeți că este cineva în stare, puternic, pe puterile lui să facă ceva. Nu, puterea este a lui Dumnezeu. Ba mai mult, dragii mei, noi suntem oameni muritori. Duhul lui Dumnezeu a venit pe noi să ne transforme și într-o zi, Duhul care este în noi ne va da și trupuri duhovnicești. Ne va răpi la cer și vom fi împreună cu Domnul în prezența sa, slăvit să-i fie numele. Ce începe aici cu botezul cu Duhul Sfânt se termină cu proslăvirea de la revenirea Domnului Hristos și transformarea de la înviere, mărire Domnului. Să vină Duhul Domnului peste noi. Da, slăvit să fie în veci. Am întâlnit situații în care frați și surori aflați pe patul morții, slăbiți de bătrânețe, nu mai puteau nici să țină o lingură în mână. Când venea prezența Duhului Dumnezeu peste ei, săreau în picioare ca niște soldați la alarmă. Proroceau și când se termina prorocia, trebuia să țină cineva de ei să-l așeze încet în pat. Ca să vezi diferența dintre cei carne și prezența Duhului Dumnezeu peste un om. Despre Domnul Hristos este scris că era un om obișnuit. Nu era nimic atrăgător la el special. Dar când în prezența divină, împreună cu Moise și Ilie, s-au umplut de slavă, străluceau ca soarele. Și dumneavoastră, dacă veți păstra curăția și veți lăsa Duhul Sfânt să lucreze în viața dumneavoastră, într-o zi veți străluci ca stelele și, zice Scriptura, în veac de veac, mărire Domnului.
Ce înseamnă plinătatea Duhului Sfânt? Hai să citim ceva din Biblie. Efeseni, capitolul 4. Spune Scriptura aici, de la versetul 1, vă sfătuiesc, dar ce întemnițat pentru Domnul, să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o. Ce chemare avem noi? Chemare cerească, chemarea de a fi cu Dumnezeu, pentru Dumnezeu, toată smerenia, blândețea, îndelungă răbdare, dragoste. Și scris aici că Domnul a lăsat slujitori, cu ce scop, versetul 12, pentru desăvârșirea sfinților. Ce înseamnă desăvârșire? Caracter dumnezeiesc, dragoste, bunăvoință. Dumnezeu e plin de toate astea. Asta înseamnă plinătatea Duhului, nu doar bunătate, plin de bunătate. Cine are răbdare, deja are, îndelungă răbdare, are ceva din Duhul. Dar cine are o totală răbdare, o îndelungă răbdare, e plin de bunătate, plin de îngăduință, plin de blândețe. Și scrie aici în versetul 13, asta este înălțimea staturii plinătății. De asemenea, vă citesc din Tesaloniceni, 2 Tesaloniceni, capitolul 2, scrie aici în versul 13, Dumnezeu v-a ales în sfințirea Duhului, și asta printre altele înseamnă, versetul 17, să vă întărească în orice lucru și cuvânt bun. Și mă adaug din Filipeni 2, despre plinătate. Faceți-mi bucuria deplină, observați plinătatea. Și aveți o simțire, o dragoste, un suflet și un gând. Deci plinătatea în adunare ar fi când toți mustim de aceste calități dumnezeiești, toți gândim la fel, toți avem aceeași bucurie, aceleași sentimente, aceleași dorințe, dar nu numai asta înseamnă plinătate. Și se întreabă aici, adică să vorbești în alte limbi mai mult, da, înseamnă și să te rogi mai mult și să fii inspirat când te rogi și în românește și în slovăcește și în alte și alte limbi. Plinătate în toate. Plinătate înseamnă să te rogi într-un mod profetic, plin de Duh, proroceau deja. Plinătate în limbaj, plinătate în slujire, în rugăciune, în toate astea. De fapt, asta vrea Dumnezeu cu Duhul Său. Noi avem Duhul Dumnezeu în vremea asta, dar să știți că ne lipsește plinătatea. Și ar trebui să o dorim mai mult, dacă cel ce a întrebat cu adevărat îți dorește asta, Dumnezeu să-i dea harul acesta și multor altora. Dumnezeu cred că ar vrea, asta ar fi o dovadă și noaptea, să avem vise cu slujbe sfinte, cu rugăciuni, cu cântări, în limba maternă, în alte limbi. Să izbucnim cum scriem psalm. Paharul meu când este plin, dă peste el. Asta ar fi de dorit. Dumnezeu să vă ajute și să vă binecuvinteze. Dovada că nu este abandonat și că nu este lepădat, nu e apostaziat, este că se mai poate pocăi și Duhul Sfânt mai lucrează. Nu putem noi să măsurăm aceasta. Povesteau frații din Ucraina despre un caz a unei femei, fete, care s-a dus după unul din lume. El a spus că o mai lasă la adunare, dar că el nu crede, era vremea comunistă încă, numai că după ce a trecut-o pe numele lui și s-a cununat civil, după un timp a silit-o să meargă și la preot să facă cununie religioasă. Și întorcându-se înapoi la Biserica Ortodoxă, se cer anumite cuvinte să le spui, a rebotezat-o, a pus-o să sărute icoanele și povestea femeia aceea după acest moment. Zice, a fost momentul în care Duhul Sfânt m-a părăsit. Mă mustra, îl simțeam în mine când îmi aducea reproșuri că nu mai merg la adunare, că respectivul nu o lăsa. Dar se mai ruga ea, se mai gândea, avea încă dorința să se întoarcă înapoi. Dar zicea ea, când am sărutat icoanele și m-a pus să mă leapă de crezul meu și de botezul care l-am făcut, atunci am simțit că a plecat Duhul Sfânt din mine. Și n-am avut putere după aceea niciodată să se întoarcă înapoi.
Deci, în mod normal, fiecare persoană ar trebui să cunoască starea. După cum cel viu știe că e viu, la fel unul care încă nu este abandonat de Domnul poate să încă audă acest ecou, această chemare, această tristețe care are Duhul Sfânt atunci când păcătuiește. Se pare rău, să-l doară. Și astfel de oameni încă o vreme aud acest ecou, această chemare. Am auzit un alt caz în care o persoană peste 10 ani a mai avut anumite atracții din partea Duhului Sfânt. Și am auzit chiar și mesaje în care Domnul spunea, te mă aștept un timp și apoi te abandonez. Și asta e conform cu ce scrie în Evrei capitolul 6. Dacă un pământ aduce spini și mărăcini, sfârșește prin a fi lepădat și prin a-i se pune foc. Să vă păzească Domnul de asemenea stări și să îi ajute pe cei în cauză să se poată întoarce înapoi la Domnul.